suntem la Rica. La Rica's Coffee. Și cum am spus, voi face încă o filmare scurtă în conjurul motocicletei. Să vedeți cum arată cu roțile roșii. S-au prăfuit puțin, dar bătrânica, să-i spun așa, bătrânica arată foarte bine cu fusta roșie. Gumele sunt noi. Cum vedeți, Grilly Angel Street sau, mă rog, Sport Touring, cum vor ei să le numească. Și hai să ne uităm și pe partea cealaltă. Cum am spus, indicatoare LED, noi, ce mai avem nou? Levierele de frână și de ambreiaj. Furtunele de frână. Eșapamentul. Un steering dampener dintre ăsta pentru controlul direcției la viteze mari. Quad locul pentru suportul telefonului. Da, aceasta este bătrânica mea. Are 17 ani. Pentru motocicletă, 17 ani e puțin, puțin cam mult, dar mie îmi place așa cum e. Fiecare oricum și o face după placul lui. Așa am decis eu să vopsesc roțile roșii și să nu le las negre. Era prea neagră, dar arată bine și pe roșu și pe negru. Am uitat să precizez geamul fumuriu de la Power Bronze, Double Bubble. Are o aerodinamică mai bună, împinge aerul puțin mai sus. Deci, dacă cel original a fost în jur de linia aceasta, acesta va împinge aerul puțin mai sus, peste cască, mă rog. Acum ne pregătim de plecare până nu vine ploaia, până nu se răzgândește, Doamne, Doamne, să ne ude. Da. Și ce mai faceți, bă, băieți? Cum mai duceți? Ce mai conduceți? Cu ce vă mai dați? Eu sunt Alen cu R6 și astăzi, ce să zic, a fost o zi ok, a fost vreme frumoasă, acum văd că s-a cam stricat vremea, s-a cam împuțit, să zic așa, dar totuși să ne bucurăm de cât timp mai avem. Uite că am avut timp să opresc la semafor, așa, dintr-o dată. Cum zic ăștia, frână de urgență. Bine că nu mi-a scârțit roțile. Aș vrea să știu și eu ce modificări aș mai putea face la R6-le meu.
Dacă unii dintre voi care ați urmărit videoclipurile mele și știți deja ce modificări am pe motocicletă și ce îmi lipsește, vă rog frumos să-mi spuneți într-un comentariu. Am în gând să îmi schimb scaunul cu unul confortabil, mai moale sau cu un design plăcut. Motocicleta fiind neagră cu roșu, acum mai mult roșu, că i-am făcut roțile roșii, aș vrea să iau un scaun cu piele întoarsă sau un cover pentru scaun cu piele întoarsă, cu cusăturile în romb și cu marginile de piele, adică piele normală pe margine, iar mijlocul să fie de piele întoarsă cu cusăturile în romb, așa frumos, cu ceva memory foam. Și cusăturile să fie roșii, să dea bine cu motocicleta. Ce părere aveți? Mi s-a deranjat și oglinda, bă, băiatele. Mamă, că s-a lăsat și frig. Bine, nu că nu era frig, era destul de frig, dar acum e și mai rece, mai ales când mergi cu atâția kilometri la oră, mă rog, mile kilometri. Ăsta unul dintre primele mele videouri pe limba română. Sper să vă placă. Dacă o să am audiență, am să mai fac. Ce să vă mai zic, bă, băieți, ce să vă mai zic? Abia aștept să ies în grup și eu, că, cum să zic, singur e plictisitor rău. Vorbește aici, eu cu camera și atât, eu cu mine. Și acum avem o bucățică de asfalt, nu? Ia să vedem cum trecem noi de van. Pe dincolo. Cum facem? Deci, greutatea camerei stă pe oglindă. De la gravitația sau de la puterea vântului îmi împinge oglinda înapoi. Am să caut, am să văd dacă găsesc cumva să o montez aici cumva în față, sau dacă aș putea găsi o ceva aici să montez în fața, chiar în mijloc. Ar fi chiar cool. Numai că aia, dacă se desprinde iar așa, îmi vine direct în cap. Dați-mi și mie niște idei, vă rog. Unde vă montați voi camera 360? Sau în general camerele GoPro, eu știu ce mai aveți. Băi, Fordule, dar tu ești pe benzină. Miroase de zici că
a trecut trenul. Ăla cu care merge pe cărbuni. Ținem puțin accelerația mai sus. Ne dăm și noi așa pe curbe frumos. Să văd că fordulețul merge un pic mai repede, dar nu-mi pune frână, mă. Aici trec băieții cu motociclete, se dau și ei pe curbe, hap, hap. Zice slow, 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 mergi încet, mergi încet, nu mai încet, nu mai mergem noi.